Frumusețea acestei competiții vine și din faptul că învățăm în fiecare zi, adunăm informații de la jurați și, bineînțeles, le folosim după aceea, lucru pe care cu siguranță îl face și Ioana de când a intrat și până în momentul de față. Să vedem ce a conceput pentru astăzi. Acum știți cum e? Bine te-am regăsit, Ioana! Bună seara! Bine să zic, ce faci, vulpițo? Dar de la machiaj, așa, știi? Doar că acum folosirea acestui cuvânt în cadrul competiției nu mai e tocmai indicat. Da, da, defilea concurentă o piesă, este foarte frumoasă, care mă obsedează de vreo 3 zile încoace, în continuu, pe repeat. Aoleu! Deci careva să zică deja ai câștigat, măcar din punct de vedere muzical. Piesa am nimerit-o. Da. Înjurat. Ioana, ce faci astăzi? Unde mergi? O, Ilinca, ai văzut că nu prea mi-a ieșit cu ținutele, sunt la început, încă mă adaptez. Maurice m-a văzut bine că mereu aștept, după ce fac un comentariu, aștept cumva validarea lui. După ce fac un comentariu asupra ținutelor concurentelor, mă uit cumva la el. Da, 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 așa a spus și este adevărat. Și de asta astăzi mă duc să iau cursuri de styling. De la Maurice. De la Maurice? Da. Te-ai inscris la cursuri, am înțeles. Da, m-am înscris, da. Foarte bine, foarte bine că adun și de acolo informații prețioase, Ioana. Păi ne trebuie niște ani pentru asta, mulți. Nu în cazul tău, în general, mulți. O să aprofundezi acasă, sper să-mi iasă până la urmă. Am mai auzit asta cu o să aprofundez, o să fac, de mâine nu mai fumez, de joia viitoare renunț la zahăr. Am mai auzit asta de luni, mă duc la sală. Eu chiar sunt bună la chestiile astea, chiar dacă renunț la zahăr, renunț, adică sunt foarte, mă țin de treabă. E perfect, Ioana. Hai să vedem cum arată ținuta în viziunea fetelor. Alexandra. Bună, Ioana. Bună, Alexandra. Nu-mi place foarte mult ținuta pe care ai propus-o astăzi. În special, nu-mi place cum te-ai aranjat în zona capului, nu-mi place cum îți stă părul. Mi se pare că ești mult prea coafată cumva de ocazie de seară pentru acest tip de ținută. Nu-mi plac pantalonii, adică ei nu sunt răi, dar nu te avantajează pe tine, cumva înălțimea taliei unde i-ai așezat, poate asta nu e neapărat cea mai bună alegere, din contră, sincer, eu i-aș vedea mai jos, nu mai sus. Îmi place corsetul, mi se pare că îți vine și foarte bine, nici pantofii nu-mi plac și nici geanta. Ok, am încercat să-i dau și mai jos, dar se vedeau foarte dubios, nu mi-a plăcut. Părul am vrut să fie puțin, s-ar mai lăsat, deoarece am un fir de păr foarte subțire și nu stă. Dar ce ai vrut, Ioana, să faci cu părul? Să fie puțin mai umflat, dar să nu fie nici de naș. Asta a ieșit din părul meu subțire. Asta e tendința pe care mi-o dă părul tău, așa tapat la rădăcină, că ai așa un aer de... Coană, doamnă... Da, știu, eu am vrut să fie mai umflat, dar nu îmi permite părul meu subțire să stea mai umflat. O să mai încerc și alte trucuri, poate. Și despre accesorizare, îmi place că te-ai dus aici în zona gâtului, dar mi-ar fi plăcut să mergi și pe mâini. Mi se pare că ai mâinile foarte goale, nici măcar inele. Și la fel și cu cercei, mi-ar fi plăcut să ai și un cercel tot argintiu, nu neapărat foarte mare, dar cât să-l văd acolo prezent în urechi. Mulțumesc, Alexandra. Andreea? Mie îmi place asocierea pantalonilor cu pantofii. Nu-mi place corsetul, dar îmi place că ai pus un corset la acești pantaloni. Zona capului nu-mi place deloc, nici machiajul, nici părul, nu consider că se potrivesc. Aș fi prins părul cumva mai sus, nu mi-aș fi făcut bucle. Ok. Mulțumesc, fetelor. Hai să vedem ce zic jurații. Ioana, te invit în fața lor. seara, Ioana! Bună seara! Ai făcut ce ai făcut și cu partea de beauty te-ai îmbătrânit. Și cred că știi asta. Da, din nou! Mi-ar fi plăcut, de exemplu, la păr să încerci o cărare pe mijloc în contextul ăsta și automat părul drept până undeva la nivelul tâmplelor, iar de acolo ușor wavy, ți-ar fi dat un look mult mai fresh, mult mai proaspăt. Asta dacă nu optai pentru varianta de păr strâns, care și mie mi se pare una dintre cele mai bune posibilități în contextul ăsta. La nivelul machiajului, la fel, mi se pare că ai dat-o puțin în bară pentru că ți-ai tăiat ploapa. E pare tăiată la mijlocul spațiului, adică e ceva bizar. Tăiată și plânsă. Tăiată și descendentă, adică da, nu ai creat o ascendență la nivelul ochilor și cred că greșeala vine de la faptul că ai pornit de la linia de eyeliner și nu de la linia de cut crease pe care tu ai încercat să o desenezi. Atâta timp cât încercați un eyeliner drept, nu desenați cut crease în el, pentru că automat linia de drept nu face decât să creeze o descendență vizuală a ochiului. Altfel, mie ținuta îmi place. Îmi place cromatic, mă animă topul pe care îl ai, îmi plac accesoriile de la gât și rămân în pronunțare. Îți mulțumesc. O să mai încerc cu machiajul, chiar o să mai încerc, o să iau toate sfaturile tale și... Dacă nu aici, Ioana, unde? Asta zic. O să mă documentez în edițiile viitoare și o să vin Demi Moore, cum mi-ai spus tu, o să încerc. Aoleu, Demi Moore, te arunci direct acolo, fii atent. Așa a spus Alex și eu să încerc și acel gen de machiaj. Alege un Demi Moore într-un film care să... Licenii. Da, da, nu, auzi, fii atentă. Ioana, măi Ioana. Nu-ți place ralul, nu? E nenorocire, puiuri. Fii atent, deci, unul la mână. Dacă nu-ți place cum îți stă părul, că într-adevăr e cam leșinat. Da. Așa, gen, cam leșinat. Nu mă ajută deloc firul de asta, firul de păr. N-are nimic. Prind, nu știu, părul este peruci, ultima problemă. Peruci. Asta, asta așa am zis în trecere. Peruci. Da. Restul ținutei. Piesele, nu numai că nu merg între ele, sunt urte. Corsetul ăla e al tău sau l-ai împrumutat de undeva? Este al meu. E urât. Ai, măi, Ioana. Oricum, el în sine nu merge cu lanțurile de bicicletă de la gât, ci cu lanțurile de bicicletă de la gât. Ai trântit pantalonii aia cargo, care te piticesc, care n-au legătură cu corsetul. Adică, tu ai pornit de la o sursă de inspirație, dar ai avut o referință. Ioana, fii atent. Ce-ți place ție, de ce ai vrut tu la Bravo, ai stil, puiule, zine, nouă, zine, adică zine, adică așa la public. De ce ai vrut la Bravo, ai stil? Pentru că... Pentru că am crezut că pot face față și că am stil, că știu să combin piesele, așa am crezut. Dar sunt dispusă să iau toate sfaturile voastre, să evoluez și chiar să arăt că pot, adică chiar... Da. Tu în permanență încerci să mixezi trenduri și microtrenduri între ele. Ăsta este riscul când o fată, o cetățeană, un băiat, oricine se uită în neștire pe Instagram sau în alte surse, la alte surse, fără să aibă o bază clară, fără să aibă o identitate stilistică. De exemplu, pantalonul cargo este promovat intens în combinație cu pantofi kitten heel. Și cu topuri, și cu corset. În diverse alte variante, cu corset, cu lanțuri masive, cu nu știu ce. Îți trebuie, cum să spun, o bază foarte clară a referințelor și trebuie să știi foarte clar cine ești, pentru că, în general, oamenii își pierd foarte mult timp din viață, ani din viață, până își dau seama că ceva nu li se potrivește. Cam 90% din populația planetei face chestia asta. E valabil, bineînțeles, și pentru modă. În momentul în care pun un accesoriu pe mine, el trebuie să însemne ceva. Dacă eu îmi pun două coliere masive la gât, alea trebuie să însemne ceva și trebuie să pună în lumină, odată, corsetul, doi, decolteul, 3 pe mine, 4 ținuta. În cazul de față nu pun în evidență sau în valoare nici corsetul, nici pe tine, nici ținuta. Acest pantalon nu te avantajează, e vorba de structură, de fitting pur și simplu, mai cu seamă că tocul ăsta kitten heel din nou rupe foarte mult. El ar funcționa, dar nu în combinația asta, e o chestiune de fitting. Intențiile sunt bune, rezultatul nu e bun. Îmi pare rău. Hai mâine totuși, astăzi. Promitem că faci eforturi mai mari, da? Pentru data viitoare. Ok. Vorbește cu cei de acasă, Ioana. Dragilor, nici în seara aceasta nu mi-a ieșit. Eu tot mai încerc altceva, nu am ce să fac, dar nu mă las. Am nevoie de susținerea voastră. Votați 1 la 1220, doar așa pot evolua și pot arăta că chiar am stil și chiar știu. Totul e să ne și arăți. Da. Mulțumesc. Nu mi-a plăcut ținuta Ioanei și îmi pare rău, pentru că o văd că se străduiește, o văd că încearcă să preia cumva din sfaturile pe care jurații le dau, însă mi se pare că, cel puțin în zona capului, în zona de make-up, de păr, se îmbătrânește foarte mult și nu își dă seama de ce o avantajează.